Dragi mitologi, din clasa a patra am fost fascinat total de mumiile egiptene, atât de mult încât am devenit istoric și am vizitat de nenumărate ori Egiptul până acum. Egiptul, egiptologia și mumiile au devenit una dintre pasiunile vieții mele. Ieri seară în Cairo a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente ale secolului. Mumiile regale din Egipt au fost scoase pentru prima dată pe străzile din Cairo pentru a fi mutate. Egiptenii se tem deja de blestemul faraonilor. Astăzi vom vedea imagini de la această procesiune și o vom discuta. Rămășițele mumificate, adică pe românește mumiile celor 22 de regi și regine din Egiptul Antic, au fost mutate ieri seară, 3 aprilie 2021, de la Muzeul Egiptean din Cairo, unde se află de mai mult de un secol, la Muzeul Național al Civilizației Egiptene, de curând inaugurat. Mumiile au fost mutate în cadrul unei procesiuni gigantice numite Parada de Aur a Faraonilor, pe care o vedeți chiar acum în premieră în imagini. Parada, care a început la ora 19:30 ora României, a durat 45 de minute, în care 18 regi și 4 regine au fost transportați în ordine cronologică pe o distanță de 5 km cu atenția poliției și a unei orchestre, normal, cum le stă bine unor faraoni, fiecare într-un car decorat în stil faraonic și purtând numele suveranului, care le fiind gândite să semene cu o barcă a soarelui, acesta fiind modul în care faraonii egipteni erau purtați în viața de apoi. Desigur, înainte de paradă, mumiile au fost plasate în recipiente speciale umplute cu azot pentru a le putea controla temperatura și pentru a crea condițiile similare din recipientele în care sunt expuse în muzeu, în plus care le-au fost dotate cu sisteme de absorpție a șocurilor. În noua reședință, mumiile vor fi depozitate în cutii mai moderne. Cele 22 de mumii vor fi expuse publicului larg la Muzeul Național al Civilizației Egiptene timp de 15 zile după paradă. Ele vor fi prezentate în sarcofage într-un decor care amintește de mormintele subterane originale. În lunile următoare, țara urmează să inaugureze cel mai mare muzeu arheologic din lume, Marele Muzeu Egiptean de lângă piramidele din Giza. Proiectul grandios va adăposti colecțiile faraonice ale muzeului din Cairo, între care comoara regelui Tutankhamon. După ani de instabilitate ca urmare a revoltei populare din 2011, Egiptul vrea să readucă vizitatorii în țară promovând acest muzeu. Întrucât parada are loc la doar câteva zile după ce mai multe dezastre au lovit Egiptul, pe rețelele sociale a început deja panica, blestemul faraonilor, care ar fi provocat de mutarea acestora. Ei amintesc de ultimele evenimente tragice din țară, blocarea canalului Suez de către un port container, un accident de tren în Sohag care s-a soldat cu 18 morți și moartea cel puțin 25 de persoane în urma prăbușirii unei clădiri în Cairo. Blestemul faraonilor a fost evocat prima oară în 1920. Adică atunci când a fost deschis mormântul lui Tutankhamon, dar revenind la oile noastre, pardon, la faraonii noștri, vă putem spune că parada a fost deschisă de faraonul Sekenenre Ta, unul care a trăit în secolul XVI și nu este atât de cunoscut. Și parada se va încheia cu Ramses al IX-lea, din dinastia 20. De asemenea, Ramses al II-lea și Hatshepsut, mai bine cunoscuți publicului, vor face parte din Parada de Aur a Faraonilor. Desigur, pe Ramses al II-lea îl cunoaște toată lumea. Ramses cel Mare sau Ozymandias în greacă, al treilea faraon din dinastia a 19-a a noului regat, considerat cel mai cunoscut și cel mai mare faraon al Egiptului antic. Succesorii săi și poporul egiptean l-au supranumit Marele Predecesor și îl numesc și astăzi cu afecțiune Sese. A urcat pe tron la 24 de ani și a domnit 66 de ani și 2 luni.
La fel de faimoasă este și regina Hatshepsut, Matkara, care a domnit în secolul 15, al 5-lea faraon din a 18-a dinastie. După moartea ei, numele este șters din istorie din ordinul faraonului Tutmes al 3-lea, adică fiul ei Vitreg. Regina Hatshepsut a avut parte de o domnie pașnică și prosperă. Este socotită drept unul dintre cei mai faimoși faraoni ai dinastiei a 18-a. A construit temple somptuoase și a protejat granițele. Aceste mumii extrem de importante, dar și celelalte 20, au fost descoperite lângă Luxor începând cu anul 1881, majoritatea nepărăsind muzeul situat în piața Tahrir din centrul orașului Cairo de la începutul secolului 19. Pentru prima dată, mumiile vor fi prezentate în scopuri educaționale, nu pentru a produce senzații, explică Zahi Hawass, egiptolog egiptean celebru. Potrivit acestuia, în trecut, caracterul macabru al mumiilor îi șoca pe vizitatori. Marele Muzeu Egiptean, locul către care se îndreaptă și aceste mumii, este un proiect uriaș și va găzdui colecții de la muzeul din Cairo, printre care și faimoasa comoară a regelui Tutankhamon. Descoperit în 1922, mormântul acestuia adăpostea mumia tânărului rege și numeroase obiecte de aur, alabastru sau fildeș. De ce să nu expunem mumiile mai degrabă la acest muzeu? Se întreabă Zahi Hawass, pentru că l-are deja pe regele Tutankhamon, vedeta, și altfel nimeni nu se va mai duce la vechiul muzeu. Iar Tutankhamon a ajuns de mult celebru, un faraon din dinastia a 18-a care a domnit în secolul 13 înainte de Hristos timp de 10 ani, urcând pe tron la fragedă vârstă de doar 9 ani, fiul faraonului Amenhotep al IV-lea sau Akhenaton, făcând parte din noul regat și mai precis din epoca de aur a faraonilor. Numele Tutankhamon înseamnă imaginea vie a lui Amon, zeul soarelui, marele zeu al Egiptului, adorat în temple de la Karnak până la Teba. Celebritatea postumă a lui Tutankhamon se datorează mormântului său din Valea Regilor de lângă Teba, descoperit în 1922 de britanicul Howard Carter, singurul mormânt al unui faraon care timp de 3200 de ani a scăpat neprofanat și nejefuit. Așadar, dragi mitologi, dacă ajungeți în curând în Egipt, nu uitați să vizitați Marele Muzeu al Civilizației Egiptene și să-l salutați și pe Tutankhamon din partea mea.